Bună ziua încă o dată. Aș vrea să încep cu o expresie a lui Nicolae Iorga, care spunea cine nu învață istoria riscă să o repete. Deci, cursurile de orientare profesională au fost scoase nu datorită eficacităților, ci din cauza ineficacității. Și de ce să-i dăm unui om care este sete să-i dăm mâncare? De ce să facem Republicii Moldova un curs de orientare profesională care este ineficient și care nu ar ajuta mai cu nimic țara, ci din contră ar încurca? Dați-i cezarului ceea cezarului. Să-i dăm Moldova ceea ce are nevoie ea. Nu să o încurcăm mai tare. Dumneavoastră ați pus multe informații și totuși n-am înțeles care sunt, n-ați concretizat. Care vor fi materiile care vor fi studiate în aceste cursuri? Vor fi ore practice, vor fi ore profesionale. Tot n-am înțeles și nu s-au spus. Informațiile care s-au adus. Am auzit despre un sondaj, despre Polonia. N-am auzit niciodată concrete care să verifice, să știm că nu ați inventat aceste informații. De exemplu, cu acel sondaj. Și noi am efectuat un sondaj în liceul Ioan Vodă și îl avem aici. Care 70 au fost interogate clasele a noua și 78% au fost contra acestor cursuri de orientare profesională și doar 22% pro. Puteți și vedea acest sondaj dacă vreți, este destul de original și ceea ce nu putem spune despre echipa pro, care nu am văzut aceste sondaje. Încă un lucru aș vrea să mai afirm. Ați spus despre Polonia, că au fost buni și au rezolvat acea problemă, este bine. Dar în prezent mai este acele cursuri? Tot n-am mai auzit. În trecut, posibil să fi fost, dar în prezent. O informație foarte importantă este că o reformă în Ministerul Învățământului durează 3 ani. 3 ani, asta e foarte mult pentru economia Republicii Moldova și nu cred că ne permitem să pierdem timpul atât de valoros. Ați dat acel exemplu despre locurile de muncă, o persoană care se ducea să găsească locurile de muncă și s-a întors și a spus că n-a găsit nimic. Să înțelegem că dacă se vor introduce aceste persoane, aceste cursuri de orientare profesională, le va determina pe aceste persoane să găsească locurile de muncă potrivite? Nu le va determina, desigur. Capacitățile lor sunt analizate de psihologi, pedagogi și părinți și profesori și de către ei sunt îndrumați. Nu mai este nevoie de niciun fel de standard impus de către orice minister sau oricare alte instituții. Plus la asta, chiar aici în Cahul avem oficiul forței de muncă, care este gândit pentru a îndruma oamenii șomeri pentru a-și alege unele profesii. Acolo, de asemenea, se predă ca frezier, bucătar, croitor, etc. Criza muncii, despre șomaj ați spus. Este adevărat că este șomaj la noi în țară, ca și în orice țară a lumii. Nu putem nega asta. Dar criza muncii se naște atunci când oferta de către specialiști este mai mare decât cererea de locuri de muncă. Iar atunci când noi avem cerere puțină, introducem aceste cursuri de îndrumare profesională și vom crea și mai mulți specialiști. Va fi oferta și mai mare. Și deci vom crea, așa a spus, un paradox care l-a susținut și colegul meu mai devreme. Când un individ vrea să-și aleagă o profesie, el nu dispune de suficient discernământ pentru a-și alege în complet cauză. Iar când el gândește deja matur și știe ce vrea de la viață, el acum este inclus într-un alt ciclu de învățământ. Încă un argument, programa de învățământ este foarte încărcat. Unde am mai putea introduce aici în cursul de orientare profesională? Ați spus de acele sondaje 3 la 10, nici idei n-am de unde le-ați luat informația. 7% de șomaj în cadrul tinerilor. Noi nu știm de unde aveți aceste informații și nici nu ne-ați spus sursa măcar. În primul rând vreau să spun că toți suntem în criză. Moldova nu are bani de unde să restabilească și să facă aceste
edificii unde se poate să practice. Chiar guvernul Filat a dat bugetul pentru 2010 și spunem că va reduce creșterea salariilor și reducerea veniturilor bugetare la învățământ cu 7%. Asta e o sumă, 132 de milioane de lei. Unde aici mai încape să mai introducem alte cursuri de orientare profesională? Multe informații ne-am auzit și totuși rămânem de părerea și este o țară, Moldova are nevoie de ceva inovativ, dar nu de cursuri de orientare profesională. Mulțumesc! Așadar, stimați coechipieri, stimați spectatori, a venit momentul să oferim cuvânt arbitrilor și să vedem care echipă a câștigat, echipa pro sau echipa contra. Stimată audiență, stimați participanți, vă mulțumim pentru participarea voastră la această dezbatere. După cum știm, într-o dezbatere nimeni n-are de pierdut, toți avem de câștigat. Noi personal am învățat lucruri noi, s-au remarcat anumite date statistice foarte interesante de altfel. Dar datoria noastră este să anunțăm cine a fost ceva mai convingător. De asta dată, echipa care a învins este echipa negatoare și cel mai bun vorbitor este, prin urmare, Ariana Nebunu. Vreau și eu să salut toți participanții la această activitate, să-i felicit pentru intervențiile și pentru această participare. Aș vrea doar să remarc câteva lucruri. M-aș fi așteptat, nu vreau să încep cu partea pozitivă, vreau să le fac niște sugestii pe viitor. M-aș fi așteptat la mai multe surse de documentare, la indicarea acestor surse. Utilizați corect, deci autoritatea centrală în domeniul educației este Ministerul Educației, nu a științei, nu a cercetării. Deci, când faceți referință la surse, dați un exemplu de o țară, vă rog frumos să exemplificați, să justificați de ce anume țara respectivă. Un alt aspect, de respect față de, sau cu tot respectul față de Vincent, noi vorbim, dezbaterea are loc în limba română. Deci, ok, alte prezentări într-o dezbatere televizată, deci, cred că nu mai trebuie să comentez. Un alt aspect este, ați avut foarte mult timp la dispoziție să vă pregătiți. Ați știut și care varianta este, afirmatoare sau negatoare. Deci, eu din dezbatere la care am participat, nu știam în ce postură voi fi. Deci, eram pregătit și pro și contra. Deci, nu ați venit 3 minute să-mi citiți de pe foaie argumente. 3 minute puteți să vă pregătiți, să aveți o prezentare, o expunere adecvată, deci ca o persoană care este instruită să vorbească unui auditoriu mai mare. Deci, eu înțeleg pentru organizare, dar sper pe viitor veți ține cont de aceste remarci. În rest, felicit și instructorii și elevii, le doresc succes la studii și respectiv posibilitatea de a participa la alte dezbateri. Sper că va fi o calitate mult mai bună. Vă felicit și spun că ați învățat foarte multe din acest lucru. Sper și să aștept să particip și la următoarea dezbatere cu aceleași succese. Felicitări la ambele echipe! Într-adevăr, vreau să vă felicit și eu pe ambele echipe cu aceste dezbateri destul de interesante. Vreau să menționez faptul și anume dorința voastră de a participa, dorința voastră de a organiza o activitate atât de frumoasă. Și ceea ce a spus Nicolae, cred eu că este pentru ca voi să creșteți în acest plan mai departe, să fiți mult mai buni, să aveți succese mult mai mari. Dar oricum ați fost bravo. Știm că au fost emoții, știm că ați muncit foarte mult, dar dacă veți ține cont de ceea ce a spus Nicolae, să știți că veți deveni niște echipe de dezbateri foarte, foarte puternice. Succes! Acestea au fost rezultatele. Mulțumim arbitrilor pentru munca care au depus-o, mulțumim echipelor, mulțumim spectatorilor și telespectatorilor. Ne întâlnim la următoarea emisiune, iar pentru astăzi vă spunem la revedere!